Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, aflați în patrulare în cursul zilei de luni pe strada Alexandru Vlahuță, au găsit căzut pe jos un telefon mobil. Aceștia l-au preluat, au întrebat în zonă dacă aparține cuiva, dar în primă fază nu au găsit proprietarul. Ulterior, pe numărul de telefon a apelat o persoană, iar din discuțiile cu aceasta au identificat proprietarul telefonului. Acesta a fost chemat la sediul instituției pentru a-l ridica în cursul zilei de ieri. Bărbatul, care lucrează la o firmă de amenajare spații verzi, a declarat că s-a deplasat pe strada respectivă, iar telefonul i-a picat din buzunar când s-a urcat în mașină.